Bună seara, dragile mele, bună seara, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Business Românesc. În această seară fac o chestie care n-am mai făcut-o de mult. Știți că mie îmi place să fiu așa curios, sunt un fel de Toma necredinciosul din multe puncte de vedere și vreau să verific din când în când cam ce mai fac oamenii noștri de afaceri sau ce mai fac anumite afaceri care poate la prima vedere mi se par puțin mai delicate, să spun așa. Și știți că, cred că acum cam un an de zile am avut o emisiune cu o prietenă de-a mea și de-a voastră care intrase la un moment dat într-un sistem de multilevel marketing. Și am fost curios și am readus-o în emisiune în această seară pentru că a fost curios să văd ce a mai făcut într-un an de zile. Atunci avea câteva luni și era foarte entuziasmată. Și simt curios dacă a rămas cu același entuziasm și care au fost rezultatele până în acest moment. Pentru că mulți vorbesc despre acest sistem de multilevel marketing, nu în cei mai buni termeni, ca să spun așa. Sunt multe semne de întrebare, sunt multe mituri pe care poate le-am moștenit din alte zone, dar sunt și care s-au creat la noi în țară. Și haideți că nu vă mai țin foarte mult, o invit din nou alături de mine în această seară pe Alina. Bine ai revenit, Alina! Bine te-am regăsit, Radu! Mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur să te revăd și mă bucur să îi revăd și pe cei care ne vor asculta această emisiune. Aștept cu interes întrebările tale. Ți-am stârnit curiozitatea data trecută cu business-ul pe care tocmai îl demarasem și abia aștept să ți împărtășesc din ceea ce am reușit să dezvolt în toată perioada asta de când noi doi nu ne-am mai văzut. Păi, hai să începem, dar am să te rog pentru început, pentru cei care poate n-au văzut prima emisiune, să ne reamintești câteva lucruri despre tine și cum ai ajuns în acest business? Pentru că ai o poveste interesantă, dacă mi-aduc eu bine aminte. Da, eu sunt Alina Necula, sunt din București și de profesie sunt consilier juridic. Am în spate o carieră de aproape 30 de ani de consultanță juridică, atât în instituții publice cât și private. Însă în ultimii ani, începând din 2020, am început să fiu în căutare de altceva. Doream foarte mult să închei această etapă din viața mea în ceea ce privește consultanța juridică, pentru că mi se părea din ce în ce mai greu, un domeniu destul de cu foarte multă concurență, sunt foarte mulți avocați, în București sunt vreo 15.000 de avocați în barou, era din ce în ce mai greu și în ceea ce privește consultanța pe cabinetul pe care eu îl aveam, cât și la jobul meu, pentru că și lucram într-o, așa cum am spus, am lucrat 12 ani într-o instituție publică, iar ultimii 3 ani am lucrat într-o instituție privată, ca și consilier juridic. Eram în căutarea de altceva, însă nu știam exact ce ar trebui să fac, deși aș putea să fac 1000 de lucruri, pentru că mă pricep la, inclusiv la gătit, puteam să-mi deschid ceva pe zona asta de Horeca, dacă aș fi vrut, însă a apărut în viața mea un business de rețea, deci de multilevel marketing. Și ca să vezi cum e în viață, întotdeauna m-am ferit de așa ceva, întotdeauna am spus nu unei afaceri de genul acesta, nu pentru că aș fi știut ceva despre business-ul ăsta neapărat, pur și simplu eram din ignoranță mai mult, pentru că tocmai nu știam nimic despre el, dar spuneam din start nu. În România sunt astfel de business-uri de mulți ani, nu le-am inventat eu, Alina Necula sau alți români care le practică de vreo 30 de ani, le-au inventat americanii de prin anii 1920, în America sunt foarte populare, au ajuns și la noi imediat după căderea comunismului, deci în 90 au apărut și la noi firme de multilevel marketing care sunt americane și care au produse foarte bune, în general aceste companii au produse de calitate pentru diverse domenii, pentru curățenie, pentru beauty, pentru sănătate, tot felul de suplimente. Acum e ieșit în cale, acum 2 ani, un business de genul acesta, însă nu la modul de
de a face business neapărat, ci pur și simplu această companie care abia a intrat în România promovează un produs pentru sănătate, iar eu acum 2 ani aveam o provocare de sănătate și am testat produsul care m-a cucerit imediat și, cum îmi place mie să spun, m-a luat de mână acest business. N-aveam intenția neapărat să fac business-ul ăsta, mai ales că eu aveam o poziție față de astfel de afaceri. Însă m-a convins produsul și pentru că știam, cunoșteam în jurul meu, în proximitatea mea, foarte multe persoane cu probleme de sănătate similare cu a mea, am început să împărtășesc despre produs și uite așa m-am trezit cu niște comisioane și am spus, opa, stai puțin că este ceva de luat în seamă. Am început să aflu mai multe despre această industrie, pentru că este o industrie. Multilevel marketingul este o industrie uriașă la nivel global, care înțeleg că un procent enorm de miliardari provin din astfel de business-uri din întreaga lume. Iar business-ul pe care eu acum îl dezvolt de 2 ani și câteva luni în România este un business global care acum când vorbim noi se practică în peste 100 de țări, a cucerit Europa, America, mai nou Canada, a intrat și acolo și în Asia, în foarte multe țări, printre care Japonia și Coreea de Sud. Coreea de Sud s-a deschis de 6 luni și merge foarte bine, e o piață foarte mare acolo. Deci, așa cum spuneam, am ajuns la acest business fără să vreau neapărat, mai mult decât atât, fără să-mi doresc să fac vreodată astfel de business, însă știi cum e, never say never, da? Deci s-a întâmplat să dau de el și să mă îndrăgostesc de el, de acest business, și să mi se pară incredibil de bun și să-mi fac mea culpa că în trecut nu am fost mai deschisă către astfel de business-uri și nu am fost mai curioasă să aflu despre el, ci pur și simplu am spus a priori, nu vreau, nu mă interesează, e un business prost, fără să aflu nimic despre el. E, m-am convins acum că este un business extraordinar, care există și în România, așa cum spuneam, de prin anii 90, însă în continuare în România se lovește de niște, de o mentalitate de asta retrograd, aș putea să-i spun, că vezi, Doamne, oamenii care fac marketing de rețea sunt agresivi, că este un business agresiv, că e făcut de oameni din, dintr-o categorie inferioară, ceea ce nu este deloc adevărat, pentru că eu am parteneri care sunt profesori, ingineri, medici, chiar arhitecți am în rețea. Deci este un business de luat în seamă, este un business care în ziua de astăzi se poate face foarte elegant, pentru că îl poți face doar online, fără să ai nevoie de un sediu de firmă neapărat sau să ai nevoie de stocuri. Deci este genul acesta de afacere se face acum la momentul la care vorbim noi, mult diferit față de cum se făcea acum 30 de ani când a intrat în România, când se făcea puțin empiric, așa, door to door, cu produsele în sacoș. Nu, acum este altceva, deci totul este online, așa cum am spus, e foarte ușor de făcut. Iar eu am descoperit business-ul acesta, noi ne-am mai văzut atunci, imediat după ce începusem să-l dezvolt, iar acum după 2 ani să știi că îl fac full-time. Pe vremea când noi am făcut prima emisiune, îl făceam part-time, încă aveam jobul meu de jurist, jobul meu clasic. Însă în 2 ani de zile m-a convins acest business că merită toată atenția, am văzut că este extrem de serioasă compania și m-am hotărât să-l fac full-time. Deci anul acesta, în aprilie, am renunțat la jobul meu clasic după aproape 30 de ani de carieră juridică, așa cum ți-am spus. Și nu-mi pare rău deloc, mi se pare că am făcut cea mai bună alegere, pentru că am văzut diferența, am putut să fac diferența între un job clasic și un astfel de business care poate fi făcut de oriunde, da? Deci eu anul ăsta am călătorit enorm și călătoresc în continuare și business-ul merge cu mine, am business-ul în laptop practic, deci nu trebuie să fiu undeva anume la un sediu de firmă, să întâlnirile le pot avea online, facem tot felul de training-uri pe Zoom. Deci este foarte la îndemână pentru cei care doresc libertate, care doresc să aibă mai mult timp pentru ei și care doresc să aibă și bani să poată să se plimbe, pentru că vine la pachet și această împlinire, ca să spun așa, pentru că degeaba avem bani dacă nu avem timp să ne plimbăm. Da? Eu eram într-un job clasic unde aveam 29 de zile de concediu pe an, aproape ca toată lumea din România care lucrează în instituții publice sau private. Ori acum am timp la dispoziție, deci degeaba câștigam atunci bani, că nu aveam timp să merg să mă plimb, nu puteam mai mult de 29 de zile pe an să merg să mă plimb.
Pe când acum mi se pare un lucru extraordinar să poți să-ți faci business de oriunde, da? Există această deschidere, această libertate, e un business global, eu am echipe și în Italia, am echipe în 7 țări din Europa, și în Franța, și în Spania, și în Irlanda, și în Anglia, și am și în Canada chiar pe cineva, și în America am persoane. Deci, practic, am un business, desfășor un business global de oriunde din lume. Ceea ce mi se pare extraordinar, să ai timp pentru tine, pentru familia ta și în timp ce călătorești să-ți meargă și business-ul, deci să nu stagneze, ci să meargă odată cu tine și să crească odată cu tine. Eu recunosc că noi suntem prieteni și pe Facebook și te-am cam urmărit în ultimul timp. Chiar mi-a fost greu să te prind în țară. Mi-a fost greu să te prind la acest interviu și bag de seamă că nici acum nu prea ești prin țară. Nu. Acum sunt pe coasta de Azur. Am venit ieri și o să stau până săptămâna viitoare. Tocmai m-am întors din Marrakech, am fost în Maroc o săptămână, acum sunt pe coasta de Azur, am stat 2 zile în România. Într-adevăr, când mă sună prietenii, prima întrebare pe care mi-o pun este, ești în țară? Pentru că, ți-am spus, mie îmi place foarte mult să călătoresc, sunt pasionată de călătorii și mi se pare că am găsit exact ceea ce-mi trebuia, adică un job care să-mi confere această libertate de mișcare, să nu fiu constrânsă să stau într-un loc, să stau într-un job clasic și să pot să circul. Și în timpul ăsta să meargă și business-ul, pentru că trebuie să fii realiști, ca să poți să primi, ai nevoie de bani. Da? Și atunci este exact îmbinarea aceea de util cu plăcut, care mă împlinește și mă face să mă simt extraordinar de bine și să regret, încă o dată spun, să-mi fac mea culpa că nu am fost deschisă la astfel de business-uri, pentru că eu cunosc persoane care au făcut în alte companii genul acesta de business și care la fel au beneficiat mult mai mulți ani, eu am abia 2 ani de când îl fac, dar mult mai mulți ani de această libertate de mișcare și de mai mult timp pentru ei. Ți-o mai să te întreb, pentru că sunt multe persoane care poate ar începe un astfel de business, dar spun de cele mai multe ori, domnule, eu nu știu să vând. Și oricâte cursuri aș face, oricât de mult aș încerca, nu mi iese vânzarea niciunui produs. Eu nici măcar mamei mele nu pot să-i vând. Ceva de genul ăsta. Se pot face bani din vânzare sau și din alte, nu știu, alte, să-ți construiești acea rețea? Care sunt soluțiile, până la urmă, financiare care ți le oferă un astfel de business? Deci, modalitățile de încasare, de comisioane sunt multiple, sunt mai multe tipuri, sunt vreo 4 tipuri de comisioane pe care noi le încasăm, însă este o gândire greșită atunci când spui că nu știi să vinzi, pentru că și eu am întâlnit astfel de persoane care îmi spuneau, eu nu știu să vând, dar nu este despre vânzare aici. Aici este despre rețea. Deci cele mai mari venituri în acest tip de business le ai nu din vânzarea produsului cu amănuntul, le ai din rețea, ceea ce se cheamă venituri pasive. Acele venituri pasive pe care toți ni le dorim în viață, da? Din diverse surse, unii le au din imobiliare, dacă au mai multe case pe care le-au închiriat și au acele chirii care îți vin fără să faci practic nimic tu, deci ai investit odată și îmi place mie să spun, sunt așa ca niște veniturile astea, sunt ca niște drepturi de autor dacă vrei, adică ai muncit o perioadă și îți vin toată viața, așa sunt aceste venituri pasive care vin din... care sunt sursa principală de venit din acest tip de business. Și apoi sunt alte comisioane care sunt inclusiv comisioane de vânzare, pentru că poți să și vinzi, nimeni nu te oprește, dar nu este esențial să vinzi. Pentru că cele mai multe, esențial este să construiești, pentru că tu dacă reușești să faci o rețea puternică, atunci volumul de vânzări îți vine din rețea, deci nu trebuie să vinzi tu. Cum spunea cineva, chiar am citit un citat al celui care a inventat acest tip de afacere, multi-level marketing, spunea așa, decât să vând eu 100 de pachete, prefer să am 100 de oameni care să vândă cât un pachet. Înțelegi? Despre asta este vorba aici, este vorba despre rețea. Rețeaua vine și te susține, ne susținem unii pe ceilalți. Acest business așa se construiește și este cel mai bine să te focusezi pe
pe a construi o rețea și nu a vinde neapărat. Deci este o... Chiar citeam undeva că cei care încearcă să construiască un multilevel marketing doar din vânzări vor eșua mai târziu. De ce? Pentru că ideea în acest tip de business este ca tu să ai veniturile pasive. Ori în momentul în care tu te axezi doar pe vânzare, este clar că tu dacă într-o zi nu vei mai vinde, din diverse motive, adică te îmbolnăvești, ți se întâmplă ceva, tu nu vei mai încasa nimic, pentru că tu ai încasat acele venituri doar din vânzări. În momentul în care tu ai o rețea, ți-ai construit o rețea puternică, indiferent că tu lucrezi, nu lucrezi o săptămână, nu știu, pleci din țară o săptămână, o lună, sau ești bolnav, sau nu ai chef să lucrezi o lună, tu tot vei încasa acele venituri pasive, pentru că ele vin din rețea. Rețeaua, dacă rețeaua ta lucrează, atunci veniturile ajung și volumul de vânzări ajunge și la tine și acest volum de vânzări se transformă în bani. Deci asta este cel mai important și asta, aici este o eroare pe care eu am identificat-o la cei care, pe care eu i-am abordat, pe care i-am prospectat pentru a atrage în rețeaua mea și îmi spuneau că nu știu să vândă. Deci este total greșit să înțelegi că dacă nu ești un bun vânzător, nu poți să faci un MLM, nici vorbă, din contră, poți să faci. Tot ce trebuie să faci este ca tu să convingi oamenii să facă ceea ce faci și tu. Dacă tu, de exemplu, convingi o persoană să vină alături de tine în rețea și să-și facă, există o obligație de comandă lunară pentru toți cei care sunt parteneri de brand și care doresc să dezvolte business-ul, există o obligație de comandă lunară. Asta se practică în toate genurile de MLM-uri, în toate tipurile de MLM-uri, nu numai aici. Și atunci, dacă fiecare dintre cei care vin în rețeaua ta înțeleg acest lucru, că ei trebuie să-și facă acea comandă minimă lunară, gândește-te că dacă ai 1.000 de oameni și își fac toți comanda aceea minimă lunară, da? Deci deja sunt 55.000 de puncte, care pot să-ți vină din comenzile, aceste puncte se transformă în bani, așa cum am spus, din comenzile celor din rețeaua ta. Deci nu trebuie să vinzi angro, nu trebuie să vinzi cu baxul, nu trebuie să-ți faci probleme că nu. Nu, tu trebuie să construiești asta, să faci duplicare. În momentul în care înțelegi lucrul acesta, nu ai cum să nu reușești. Și să știi că mie îmi place să spun că am reușit în business-ul ăsta, deși am plecat de la experiență zero, MLM, deci nu știam absolut nimic despre el, dar am citit foarte mult în perioada asta, m-am dezvoltat, sunt surse de informare, slavă Domnului, suficient de multe, și am aflat că este genul acela de business în care nu trebuie să ai experiență, adică nu poți să faci, să repari avioane dacă n-ai făcut facultatea de aeronave, nu poți să faci consultanță juridică dacă n-ai făcut dreptul, nu poți să faci medicină, să operezi pe cineva dacă n-ai făcut medicină. Ei, poți să faci MLM fără să fi făcut niciodată MLM, da? Și nu există o școală pentru MLM sau o facultate. Deci poate să facă oricine atâta timp cât își dorește lucrul acesta. Pentru că această companie și nu numai aceasta, în general companiile de multilevel marketing oferă toată partea de consultanță, oferă gratuit, avem training-uri săptămânale cu compania pe care ni le oferă gratuit și numai să nu vrei să înveți. Plus că avem foarte multă literatură de specialitate, sunt foarte multe cărți scrise de oameni de top din această industrie, oameni care au avut de-a lungul timpului rezultate remarcabile în multilevel marketing. Știi ce mi se pare interesant și am discutat și data trecută, dar vreau să readuc aminte. Am văzut într-un film, cred că este pe una dintre importantele rețele din România, a lui Kiyosaki, în care acest guru al business-ului spune că din punctul lui de vedere acest sistem este cel mai simplu, te aduce cel mai rapid la o anumită sumă care să te ducă către bogații lumii. Exact. Și mi s-a părut o chestie foarte interesantă, el fiind unul dintre bogații lumii, ca să zic așa, și ajutând foarte mulți oameni ca să ajungă prin cărțile pe care le-a scris, prin filmele pe care le-a făcut și toate aceste lucruri. Și mi s-a părut un lucru foarte interesant. Părerea ta care este? Eu îl ador pe Robert Kiyosaki, am citit toate cărțile, mă declar fan Robert Kiyosaki și el spune într-adevăr despre multilevel marketing, la un moment dat într-una din cărțile sale declară așa, zicea, în sfârșit am întâlnit o afacere cu față umană. Da? Deci el spune că această afacere, el o vede ca pe afacerea secolului 21, deși ea există de foarte mult timp pe piață, dar el așa o vede acum, pentru că ușor, ușor tendința este de a merge în online cu totul, știi și tu că pandemia aici care a declanșat
această tranziție către mediul online. Și atunci, fiind un business care se face în online, el așa vede acest, și este un vizionar, fără doar și poate, eu îl cred, chiar îl cred pe cuvânt, el spune că vede acest business ca fiind businessul viitorului, foarte ușor de făcut. Și într-adevăr, în America, acest tip de business a adus, dacă pot să spun așa, pâine pe masa multor familii, da? Deci a contribuit foarte mult la creșterea nivelului de trai din America. Am citit chiar interviu cu Bill Clinton, care felicita cu foarte mulți oficiali de acolo, inclusiv cu Bill Clinton, care îl felicita când, în momentul în care el a fost președintele Americii, felicita pe cei care fac business de rețea, care dezvoltă astfel de afaceri de multilevel marketing. Iar acum de curând am citit că la New York, acum foarte multe companii doresc să treacă la sistemul ăsta. Au văzut că se face ușor-ușor tranziția, au simțit cumva că ăsta cumva este viitorul și vor să facă tranziția la acolo unde se poate, evident, să facă tranziția la un business de genul ăsta, de rețea. Mari companii care sunt cotate ca mari companii în America. Da, pentru deci că eu chiar cred și nu numai că îl cred pe Kiyosaki, dar sunt și eu de 2 ani în povestea asta și văd, am văzut evoluția mea, care mi s-a părut fulminantă. Deci asta m-a convins după 2 ani să renunț la jobul meu clasic și nu aveam un job din care să câștig neapărat puțin. Câștigam destul de bine pentru România și pentru zona asta de consultanță juridică. Deci câștigam destul de bine, dar nu am mai putut la un moment dat, pentru că era destul de solicitant pentru mine și a trebuit să fac alegerea. Da, iar alegerea am făcut-o în deplină cunoștință de cauză, deci n-am făcut-o de la început. Am testat business-ul timp de 2 ani, am vrut să văd dacă într-adevăr este ceva serios și într-adevăr s-a dovedit compania a fi extrem de serioasă, produsul foarte bun, este pe o creștere incredibilă. Acum există un site în America care se cheamă Business for Home, este un clasament care clasifică și cei care mă ascultă pot verifica să vadă că ceea ce spun eu aici este real, care clasifică toate MLM-urile din lume. Acolo sunt regăsite toate în topul acesta. Vreau să spun că LifeWave din aprilie s-a clasat pe locul întâi ca momentum rank, cea mai puternică creștere. Deci a devansat cu mult companii mult mai mari, care sunt niște mamuți în industria asta a multilevel marketingului. Care au apărut mult înainte de compania pe care eu o reprezint. Compania pe care eu o reprezint a apărut în 2004 pe piață, dar acolo sunt companii care sunt din 1960 pe piață, care sunt, așa cum am spus, cu o cifră de afaceri uriașă. Însă această companie pe care eu o reprezint a reușit să depășească toate aceste companii și să fie cotată ca prima pe cea mai mare creștere anul acesta. A depășit cu mult suma de $1 million vânzare pe zi, deci anul trecut a avut undeva la 380 de milioane de dolari vânzare. Asta demonstrează faptul că vine cu un produs foarte bun, da, și nu ai cum să păcălești atâta lume cu un produs prost. Oamenii îl iau, îl testează, dacă nu sunt mulțumiți, a doua oară nu-l mai iau. Însă cifrele astea arată că produsul pe care această companie l-a lansat și care are în spate o tehnologie inovativă unică, fără concurență în momentul ăsta. Deci nu există un produs care să facă concurență acestui produs de sănătate, care se adresează sănătății, pe care compania aceasta l-a creat și pe care îl promovează la nivel global. Așa se explică că inclusiv Japonia a introdus pe piață, că Japonia nu cred că introduce pe piață cam orice produs, dacă nu se ridică nu îndeplinește anumite standarde. Deci Japonia a introdus în 2019 acest produs pe piață și are o piață enormă acolo, iar acum Coreea, care la fel este extrem de restrictivă cu astfel de produse sau de companii să le primească pe teritoriul ei, Coreea de 6 luni de zile este o piață uriașă. Chiar săptămâna trecută a fost un eveniment acolo în Coreea la care a participat și fondatorul companiei pe care eu o reprezint și a fost, nu știu, 5.000 de oameni, ceva de genul ăsta. Deci este un business care în momentul ăsta merge foarte bine, iar noi, România, suntem la început. Deci la noi pot să spun că din 2021 a început să 2021-2022 a început să crească, pentru că e relativ de puțin timp adus aici. Ori dacă cineva dorește să facă un business de rețea, este foarte important în acest tip de business să intri de la început, pentru că în momentul în care tu îți ocupi o poziție în structură
crești mult mai repede decât dacă m-aș duce eu acum să mă înrolez într-un business de rețea care a intrat în România în 90. N-aș mai face nimic acolo, este evident. Dar acum este momentul prielnic pentru cei care doresc să dezvolte un business care, este, așa cum ai spus și tu, este ușor de făcut. Deci nu trebuie să ai cunoștințe neapărat, trebuie să-ți dorești, să fii motivat, să ai determinare și să vezi că acest business îți produce bani din prima lună, ceea ce este extraordinar, pentru că față de un business clasic, care în zilele de astăzi se desfășoară din ce în ce mai greu, sunt din ce în ce mai multe taxe, din ce în ce mai multe restricții, ai angajați pentru care ai o responsabilitate enormă, pentru că tu le asiguri pâinea acelor oameni și trebuie să ai grijă de ei. Ai nevoie de un sediu de cele mai multe ori, care să aibă și vadă, asta presupune chirie, plată de chirie, de utilități. Aici nu ai nevoie de nimic, da? Deci ești propriul tău stăpân, da? Îți faci business-ul așa cum dorești tu, tot ce trebuie să faci este să dezvolți această rețea. Alina, stai puțin, trebuie să luăm o scurtă pauză, dar vreau să-ți lansez o provocare, așa că, dragii mei, stați aproape. Nu vreau să-mi dai neapărat sume, dar am două întrebări referitor la câștigurile tale. Unul, să-mi spui, dacă câștigi acum mai mult decât câștigai acum un an și jumătate, să spunem, când aveai și business-ul și lucrai în același timp, asta ar fi prima întrebare. Și a doua întrebare este, cât la sută, pentru că am discutat despre vânzări versus construirea unei rețele, cât la sută câștigi tu din construirea rețelei și cât la sută câștigi din vânzări directe? Aproximativ, și n-am nevoie de sume, ci de procente. Deci, dragile mele, dragii mei, stați aproape, pentru că urmează câteva răspunsuri, cred eu, foarte interesante și mai ales relevante pentru această industrie.